Să, în totalitatea sa, da? Deci. Deci să știți că ne duceți pe drum și ne calcă mașinile. Știți că nu mă stăm luați, dar totuși. Da. Nu vă calcă, poliția văd că nu-i cu noi. Păi nu-i poliția cu noi, că n-a. Da, da. Bun, gata, începem? Da. Repet, acolo o să fac o prezentare și aveți toate datele proiectului în acea prezentare, dar acum trebuie să vedem că așa e normal pe teren ansamblul acestei lucrări. Deci amenajările au început cu splaiul Nicolae Titulescu și apoi cu strada Jiul, care, așa cum putem remarca, a fost lăgită la patru benzi. Aici au fost intervenții mai complexe, pentru că inclusiv Advatim a avut o lucrare și am corelat intervențiile. S-au pregătit, când s-au efectuat lucrările pe stradă, pe splaiul Nicolae Titulescu, racordurile la strada Jiul în configurația ei nouă cu patru benzi. Și puteți remarca unde sunt trecerile de pietoni, cum sunt făcute trecerile de pietoni și evident că suntem pregătiți ca în continuare să avem noul pod peste Vega, podul Jiul. Mergem pe stradă mai departe, aruncăm o privire, sigur, și mergem pe carosabil, aruncăm o privire, vedem strada Jiul pe patru benzi, cu trotuare pe o parte și pe cealaltă. Aici am fost destul de limitați, pe de o parte de ecartul străzii în sine, dar pe de altă parte și de atitudinea proprietarilor de alături, care, spre exemplu, nu au vrut să demoleze acest gard pentru a putea să ne ducem puțin mai înspre zidul clădirii. Dar unii cetățeni nu înțeleg să facă câte ceva și pentru binele orașului. Noi ne vedem de treabă, mergem înainte și facem tot ce putem noi face și facem cât putem de bine. A venit toată lumea, că eu am și pasul alert, nu numai acțiunea. Vedem pătrecerea de pietoni. Da. Deci aici remarcați că strada Jiul pe patru benzi, în esență, are o deschidere la 5 benzi. Este o bandă specială care se deschide vreo 10-12 metri acolo pentru preselecție în vederea virării la dreapta. Totul pentru vizizarea traficului. Cele patru benzi principale merg pe de o parte înspre două, evident, înspre circumbalațiunii. Se pot face viraje la dreapta, viraje la stânga. Și pe sensul celălalt, evident, se poate veni dinspre gară, pe Republicii, sau se poate veni din sub pasaj, din circumbalațiune. Mulțumim! Star Wars! Da. Hai să vedem. Deci, aici remarcați două benzi care duc înspre circumvalațiunii, pe strada circumvalațiunii, și trei benzi care vin din circumvalațiunii. Una virează pe Bretea, înspre gară, și pe Bulevardul Republicii o să puteți vedea că s-a făcut o prelungire a acestei bretele, încă vreo 100 de metri, pentru a nu se produce aglomerație pe Bretea și pe care de consecință în pasaj. Acolo erau niște locuri de staționare unde nu staționa nimeni chiar în partea aceasta înspre Bretea. Și bineînțeles, se intră apoi pe fluxul principal de două benzi pe sens pe Bulevardul Republicii înspre gară. Două benzi, tot pe sensul din circumvalațiunii înspre sud, remarcați că vin la în intersecția cu Republicii în mod direct. Sunt incidente la Bulevardul Republicii chiar aici, în această intersecție complexă. În partea cealaltă, remarcăm Breteaua cu două benzi, care aduce traficul dintre Spitalul de Copii, de Republicii, în cele două benzi care merg pe calea circumvalațiunii spre partea de nord a orașului. Așa. Mă uit acum bine și ce să vezi, minunăție. Totuși sunt 5 benzi.
Și sunt 5 benzi standard. Numai după mintea unora, n-aveau cum să fie 5 benzi. Da, mergem înainte. Haideți să... Și dă drumul la circulație. Am considerat că e bine. Eu sunt un tip care pune suflet în toate și mereu mă încăpățânez să cred că toată lumea pune suflet. Nu e chiar așa, din păcate, dar cei cu care am interacționat aici au pus suflet. Și cred că se bucură să primească așa un semn al prețuirii pentru el. Domnului Chișculiță, prin director de reprezentare. Și pe domnul Cansor, domnule Cer. Dar face treabă foarte bună și el. Domnul Nicolozar Andrea, șef de serviciu transport. Am muncit din greu cu ultima vreme aici. S-o cred că am echipat în lucrul și în lucrul de San Diego, în lucrul. Foarte bună! Gata? Vrei și? Doamne ajută! Mașină pe aici, domnul Vasile. Mașină am un bege. Pe ce, și nu o să trec eu primul? Azi nu! A trecut Cătălin înaintea dumneavoastră. Vă așteptăm la Victoria, care urmează. Da, acuși, acuși. Să știți, suntem aproape de dumneavoastră. Nelu Tomăză la Spitalul Militar. Toată Timișoara. Toată Timișoara suntem de dumneavoastră. Nu chiar toată lumea, dar majoritatea e bine. Ați făcut 75% din...
tot ce trebuia. Mulțumesc. Nu sunt de la 100, dar 75. Să nu vă lăudăm prea de plină. Haideți, cine întreabă? I-ați cam de busolat pe șofer cu marcajele acelea. I-ați cam de busolat pe șofer cu marcajele. Nu cred, lăsați-i să aprecieze ei. Haideți să discutăm altceva, dacă mai aveți lucruri serioase de discutat. Marcajele o să vedem dacă sunt apreciate de cetățeni sau dacă nu sunt. Prin absurd, dacă nu o să fie, pot fi făcute altfel, evident. Nu facem atât acasă, acum atât niște marcaje. Specialiștii spun că sunt foarte bune, că ghidează conducătorii auto, indiferent de pe ce direcție vin, în această intersecție foarte complexă, foarte complicată. Dacă se va constata că sunt prea încărcate, atunci sigur că se poate interveni și se pot simplifica lucrurile. Haideți să vorbim despre lucruri importante. Pe Bredicianu, cum rămâne sensul de mașină acum că s-a deschis? Mai rămâne așa. Da? Mai rămâne așa și în continuare, da, pentru că trebuie să vedem cum se va reașeza traficul. Eu sper că toată lumea înțelege că vor fi schimbări radicale în trafic după ce vom da în folosință pasajul pe 5 benzi. Ați văzut ce a fost vineri când nu s-a circulat prin acest pasaj. Efectele apar peste tot. Gândiți-vă că timp de 10 ore pe aici trec 60.000 de mașini. Când a fost închis complet pasajul, cele 60 să le închidem pe ambele în perioade active, cum este aceasta, când toată lumea e în oraș, e în activitate, și studenții, și elevii, și evident, lucrează toate companiile, lucrează administrația publică, atunci ar fost absolut insuportabil. Ei, așa, ziua de vineri a fost grea, dar iată, a trecut, nu ne vom mai întâlni cu așa ceva. Și când cele 60 de mașini, timp de 10 ore, circa 6 mașini pe oră, vor veni pe aici, se va resimți imediat. O să vedeți în zona Spitalului de Copii, în zona Mărăști, Popașapcă, în foarte multe locuri o să vedeți că nu o să mai fie acea aglomerație. 6.000 pe oră. 6.000 pe oră. 60. A, conduce. Da. Conduce și pe culița în mașină. Vă întoarce și pe sensul opus, da, domn primar? Vă întoarce, da? Pe unde vreți să mă întorc? Păi interzis. Pe plătea dacă să... Păi interzis, domn primar, păi interzis. Da, e bine așa. E bine, interzis. Spuneți-mi cum preferați, să mă întorc pe plătea sau să mă întorc aici, pe... Haideți pe centru, spre Jiu, și atunci vă prinde tot. Păi rămân pe mașină, da. Vin încoace. Gata.